Toți fumătorii trebuie să se lase de fumat și la asta trebuie să fie atenți. Dacă nu vom face lucrul acesta, putem să gândim tot felul de lucruri, dar sincer, dacă nu aveam această responsabilitate față de propria sănătate, ideea unui diagnostic precoce al cancerului pulmonar care se regăsește în acele metode de screening care impun o logistică extraordinar de complicată, nici în țările dezvoltate nu este implementat la modul general din cauza problemelor. Iar ideea că eu continui să fumez, dar mă duc la screening, este un nonsens. Mai bine te lași de fumat și dacă vrei să faci screening, cu atât mai bine. Dacă să continui să fumezi și să zic, las că mă duc să mă diagnostic, nu e o idee bună deloc.